păstrițul său alai. Trenul galben fără cai, zboară unde aș vrea să mă mai poarte gândul. Ce zenit sau prevera, el din zon la prima sta, face bani zi de zi din viața mea. În anii 80, metroul bucureștean era prezent și în melodiile de muzică ușoară, dar Clujul vine puternic din urmă. Aflăm că primăria municipiului lucrează intens la proiectul unui metrou ultramodern. În următoarele 10 zile ar trebui să fie lansată licitația pentru studiul de prefezabilitate. În bugetul pe anul acesta au fost alocați 3.480.000 de lei pentru diverse studii referitoare la metrou. Este foarte aproape de a lansa licitația pentru studiul de prefezabilitate, ceea ce dumneavoastră ați aprobat prin bugetul pentru anul 2018. Am făcut licitație pentru selectarea consultantului, astfel că să elaborăm un caiet de sarcini după toate nivelurile viitorului unui metrou și nu după ceea ce există astăzi în materie de realizarea unui metrou obișnuit. Valoarea întregului proiect al metroului a fost estimată la 1,7 miliarde de euro. Este nevoie și de studiu de prefezabilitate și de studiu de fezabilitate. Boc vede la Cluj un metrou al viitorului. Bucureștiul cu metroul său vechi va fi lăsat mult în urmă. Metroul pe care îl pregătim să-l construim la Cluj nu este unul care să reproducă o situație existentă astăzi. De exemplu, metroul viitorului nu va mai avea acele captatoare de curent și nu va fi un tunel atât de mare așa cum este astăzi, pentru că vor fi locuite cu mecanisme electrice și de altă natură. Deci va fi și un cost mai redus și, în consecință, mai ușor de realizat. Iar tot ce se face se ține cont de evoluția tehnologiei în materie de realizare a metroului. De aceea am avut nevoie de un consultant și vedea tot ce este mai actual în lume cu privire la construcția de la zero a unui metrou. Metroul în Cluj-Napoca ar urma să fie realizat în următorii 10-15 ani. Va avea o lungime de 17 km și va lega Floreștiul de aeroport.